Ce începe cu acum? Zici că ar fi la BBC acum. Deci, de câteva zile încep să fiu și eu mai bucuros. Bine, am ideile mele care mulți o să mă facă idiot, o să sară alți deontologi, alți ăștia zic că sunt bolnav mental, că sunt matol. Nu, beau cola ca să știe toată lumea că sunt în facultățile mentale în ceea ce vorbesc. Sunt bucuros că pentru prima oară după Revoluție, așa o văd eu din punctul meu de vedere, doi cetățeni ai României, președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților, au luat atitudine împotriva unor intervenții a unui stat străin în treburile interne ale României. Dom'le, nu termină, dom'le, cu acești americani, cu acești Bruxelles, ne spune Bruxelles, ne spune America. Cine e Bruxelles și America, mă, căpaș? Ce va da, bă, Bruxelles și America? Până acum ați urlat în continuu că am fost sub ruși, că o perioadă am fost sub ruși până cu Ceaușescu a început să mai acuie, da? Rușii măcar vindeam o mare parte din ce produceam în România, vindeam în căieri și făceam bani. Ăștia ce fac în afară să ne dicteze? Și când își permite un ambasador într-o țară să intre în parlament, să intre, să spună ăsta e președinte, ăsta așa? Adică cum? Până acum ne-au dictat, poate să zic în lumea orice, toți președinții au fost dictați de afară. Niciunul n-a câștigat că a fost el bun sau că a fost ales, în afară de Iliescu ăla care a fost o perioadă, adică lumea a fost, cum să spun, bulversată după Revoluție și vedeau în ăsta o chestie care, cum a fost pregătit tot de către americani, că pe domnul Iliescu nu-l pregăteau Moscova, îl pregătea Europa Liberă, măi, găinoș, vocea Americii îmi spunea tot timpul că președinte, va deveni președinte și că trebuie să facem. Atunci, acum Iliescu nu e bun, dacă îl pregăteau americanii era bun, nu? Nu spunea la vocea Americii, dați jos, la vocea Moscova Today sau cum Slobos se numește, vine Iliescu și asta. Spunea Europa Liberă și americanii că va veni Iliescu și va face căcatul praf ce a făcut. Înțelegi? Și asta este toată chestia. Dom'le, cum își permite ăștia să bage? Adică Parlamentul este suveran, dom'le, într-o țară, dom'le. Noi putem să trimitem noi ambasadorul nostru în Parlamentul Statelor Unite să vezi câte flegme și așa și câte muie și apă coridoare, dar nici nu intră. Și tot ne căciunim că ne-a scris americani. Și dacă nu sunt americani, ce ne-a făcut ce? Bă, vii american, mă faci bogat, îmi ridici să am 2000 de euro pe lună salariu, să-mi faci autostrăzi, să-mi faci căcat, să-mi faci... Ai pus 3 rachete de pășite tot, ne atacă rușii. Păi cine pula ne atacă rușii, că ne atacă rușii pe nimeni? Că tot bui pe dimineața, pe geasă mă când vii rușii, nu vine nimeni, înțelegi? Toată vrăjea asta cu americanii și toți ăștia care sunt de o violență, care vor cu americanii, să se ducă mă la ambasada americii, să vadă câte muie și au, câte vize le dă, încarcă de vize. Ne chinuim de 10 ani să ne dea viză de intrare în America, să pișe pe noi. Ce suntem atâta preșuri, bă, n-avem puțină demnitate noi, le-am halit Valentine's Day. 4 iulie asta, toată lumea artificii defilează în Herăstrău că e ziua Americii. Pe americanul defilează, mă, de ziua mea. Să văd acum câți americani sunt în stradă cu artificii și cu mici și cu sarmale, că peste 2 zile e ziua noastră. Uite, doar în cur. Tot să fim preșuri și să copiem, doamne, în boală pe această până și denumirile avem, până și reclame la televizor, le avem în altă limbă. De ce să nu mergem pe tradițiile noastre, doamne, pe cultura noastră, că avem o cultură. Nu suntem un popor primitiv, nu suntem bananieri care dansăm și avem cultură cu două surițe și cu un scut, nu? Am avut scriitori, am avut oameni care au crezut în România, am avut actori, am avut regizori care au cucerit toată lumea. Adică nu suntem un popor care suntem... Cu cine mă reprezint? Mă reprezint cu doi negri și cu doi cowboy. Ce treia cu tot așa suntem preșuri la toate ăștia, să-și permită să vină. Ăștia vor acum, că mă leg și de asta, vor să dea toată lumea legile justiției. Legile justiției au fost făcute abuziv și într-o noapte prin ordonanță de către Macovei, care toată lumea o percepe extremă dreapta. Nu, este un procuror comunist. Bă, înțelegeți lucrul ăsta? Că mă apucă nervii, nu mai suport toate grești, toți șmecherii ăștia care vin. Păi băi, e un șmecher, știu cum îl cheamă, că nu încarc numele cu toți muiștii, care flutra niște cătușe la urechile lui șeful, lui Dragnea și șeful Senatului sau Parlamentului. Păi face el chestia asta în America, mă? Să duce el să-i fluture, să-l scuipe, să-i fluture cătușe la ureche? Păi știi câte gloanțe și-a în cap? Bă, frate,
Eu nu sunt cu niciunul, că nu mă interesează politica, nu m-a interesat, dacă mă interesa, eu un membru de partid, mă băgam în Partidul Comunist, în Partidul ăla, în Partidul ăla, în FSN, BSN, în... cine este ăștia? Ce este acum? Ce sunt? Social-democrați sau ce sunt? Înțelegi? Sau asta? Sau... Dar nu se poate, nene, chiar așa să merg, mă uitam și aseară, domne, ei nu vin cu nimic, ei vin numai cu jigniri și cu jigniri. Vino, bă, și fă ceva. Dar teoria mea este următor. Bă, a câștigat unul. Cu majoritate. Lasă-l, bă, să facă 4 ani, să vedem ce face, mă, nu face temă la temelie. Că tot timpul o să avem cazul Băsescu. Bă, am vrut să fac, dar nu m-au lăsat. Și, bă, bă, măcar acum, aproape de ziua României, gândiți-mă, bă, să fim și noi mândri, bă, să fim români, bă, să nu mai vorbim în altă limbă în țara noastră, bă, să nu ne ridicăm ca maimuțele, că am fugit și noi de 4 ani într-o țară și când cântă imuțele respective ne ridicăm ca proști și punem la pe inimă. Inima noastră e România, mă. Am văzut găini care au plecat de 4 ani, după Revoluție, nu are importanță, să vezi cum vorbesc în stricat și vorbesc mai în italian, în restaurant sau în franceză sau asta, și când cântă inul bășit al ălora, se ridică și pune mâna pe inimă. Ce înseamnă asta? Bă, eu ce aș face, i-aș expulza, bă. Dar nu ajung eu, că nu am eu niște idei, dar nu sunt lăsat și pot să le spun că mai mi-au și părnaie. Eu aș expulza, bă, toți ăștia, du-te bă la America, du-te în Italia, te ești în Italia, măi, husene de gară. Că în Italia spălai la babe și la morți și aveai buton automat, hâp, și se erau farfurile bână. Și acum vii să dai șmeche pe aici, că sonul ăla, cum se spune la voi când sună, sonul ăla campanela. Pe toată lumea știe care stă afară când sună, că sună, vine poștașul sau vine garda să te aresteze. Vine poștașul să-ți dea o amendă. V-am pupat de 1 decembrie și vă rog eu, fiți român, mă, terminați cu bulancii ăștia care... Da. Închide transmisia. Bun, bă, sunt, bă. Recunoști?